Cum ar fi dacă, în momentul în care cineva spune te iubesc, celălalt să răspundă sincer, complet sincer? Ar fi destul de neobișnuit, nu? Să spunem, văd că îmi spui asta și îmi dau seama că îți dorești să spun și eu, dar în loc numai să zic cuvintele ca să închei subiectul, vreau să fiu sincer cu tine. Dacă recunoști că nu știi care e adevărul, o să vezi că se întâmplă ceva în interior și s-ar putea să afli mai multe despre adevăr. Adică în momentul în care recunoști adevărul, adevărul este lăsat să se schimbe. Dacă nu este recunoscut, rămâne așa ca un fel de blocaj. Tehnica de asumare a responsabilității este începutul procesului de maturizare. Nu înseamnă că atunci se încheie. Atunci începe. Atunci încep să învăț din experiență. Până în punctul ăla, voi repeta greșelile până când îmi asum responsabilitatea. Când copilul greșește sau face ceva nepotrivit și este disprețuit de părinte, el interiorizează disprețul părintelui și devine propriu dispreț față de acel lucru care a fost disprețuit. Asta e rușinea. Rușinea implică și dispreț. Și de aia, în momentul în care renunț la a mă mai disprețui, există șansa să mă eliberez de rușine. Dar suma, ăsta sunt. Da? Atâta se poate. Suntem oameni. Deci noi, în momentul în care copilul sparge vaza și noi îl pedepsim și zicem du-te la joacă, ce l-am învățat? Că dacă o greșește, trebuie să sufere și după aia e liber. Dar asta este o lecție foarte proastă. De fapt, ce trebuie să facă el? Este, nu este vinovat, nu este nimic în neregulă cu el. Ai spart, o strângi, faci curățenie, nu? Pui făraș, o strânge, pus la gunoi, du-te la joacă. Nu trebuie să fii pedepsit, nu trebuie să fii judecat. Corectezi greșeala, atâta tot. Odată cu vina cade și meritul, odată cu rușinea cade și mândria, înseamnă că toți suntem ok. Nu? Și... și atunci nu mai avem motive ca să facem podcasturi. Mergem și ne bucurăm de viață. De ce ai ales cariera de psiholog? Cum te-ai făcut psiholog într-o perioadă în care există o invazie de coach, de terapeuți, de mentori? De ce ai ales să fii și tu unul dintre ei? La mine e mai simplu. Am fost impresionat de un eveniment în liceu în care o colegă cu foarte mari probleme de comportament și școlare a fost ajutată de psihologul care ne era și profesor în perioada aia și când am văzut schimbarea foarte mare dintr-o persoană care credeam că nu are nicio șansă în cineva care putea să exprime foarte fain și să ne câștige admirația, am zis că e ceva acolo și am vrut să fac și asta. Dar cum a fost? Presupun că mai știu și ceilalți colegi, nu e un secret. Sau ai văzut tu ceva? Avea dificultăți și probleme mari și acasă și cumva nimeni nu-i dădea nicio șansă în nici măcar profesorii și nici ceilalți colegi și profesoara de psihologie a invitat-o să țină o prezentare despre o boală pe care avea ea de foarte multă vreme. Și eu o prezentat într-un mod foarte deschis și foarte echilibrat. Cumva asta a fost singura persoană care i-a dat o șansă și care a ascultat-o. Și după aia m-am dat seama că asta a fost și ajutorul pe care i l-a oferit și am zis, ok, vreau să înțeleg cum se produce schimbarea asta de la nicio șansă la wow. Mă rog, eram în clasa 10, nu știam foarte multe, dar au fost suficient ca să-mi atrag atenția spre domeniul ăsta. Cum te identifici cu calitatea de profesor? Te consideri profesor? Te consideri guru? Te consideri un om demn de urmat? Un model demn de urmat? Mă consider un om obișnuit, ca și oricare altul. În ședințele de terapie îmi ofer completa sinceritate și consider că asta e ajutorul cel mai de preț, mai ales în contextul în care există o relație foarte clar definită în contextul terapeutic. Psihologul și-a creat o imagine de intangibil, aș spune. Psihologul pare să nu aibă frici. Psihologul pare că nu poate fi vulnerabil sau e nevoie de această părere. Care e substanța adevărată a psihologului? Are frici, are temeri, are spaime, are traume. Cum se raportează la ele? Sau cum faci tu? Păi sunt diverse abordări. Eu cred că o abordare transparentă, în care răspund sincer întrebărilor clientului, îi câștigă și încrederea și arată și măsura în care am reușit să îmi abordez problemele mele, ceea ce poate să mă recomande și ca ajutor pentru problemele lui. Dacă ar fi să vorbim despre un subiect în care te consideri mai bine pregătit, care ar fi acela? Din ramurile psihologiei? Sau ce crezi că ai putea să transmiți celor care ne urmăresc în așa măsură încât să le schimbe bine viața? Am observat că cele mai mari dificultăți le au oamenii când e vorba de primul pas,
cum îl numesc în terapie, și asta ar fi asumarea responsabilității pentru ceea ce simt și pentru situația în care mă aflu. Asta ar presupune mai mulți pași. Primul pas e simpla recunoașterea faptului că e treaba mea să îmi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. Asta ar fi treaba mea în această viață, foarte simplu și clar și ușor de înțeles. Al doilea pas implică recunoașterea faptului că dacă nu am liniște, dacă sufăr, sau dacă mă aflu într-o situație care nu-mi place, adică nu este un loc care mi se potrivește, înseamnă că eu greșesc. Acest al doilea pas al recunoașterii greșelii în condiții de suferință sau nepotrivire, e foarte important să fie făcut corect, adică simplu. Să recunosc simplu că greșesc, fără să caut cauze, justificări sau să caut vinovați în mine sau în alții. Această recunoaștere simplă a greșelii este ceea ce îmi dă șansa să o corectez și ăsta ar fi pasul 3. Aici totul este foarte simplu. Problema este că noi suntem distrași de căutarea explicațiilor și a cauzelor, de justificări de ce s-a întâmplat, cum am ajuns aici, cum facem să împiedicăm greșeala, sau de a căuta vinovați, cine e de vină, cine trebuie pedepsit. Toate acestea sunt diversiuni. Toate acestea sunt distrageri pe care inconștientul nostru le pune în față ca să evite corectarea simplă a problemei. Și problema este întotdeauna una singură. Am crezut ceva neadevărat. Asta e singura problemă. Și corectarea acestei probleme sau rezolvarea ar fi să renunț la ceea ce cred, că lucrurile trebuie să stea într-un anumit fel sau că eu ar trebui să... și să accept adevărul care se dezvăluie în experiență. Asta e tot. Dar există o rezistență imensă în a renunța la convingerile mele despre mine, la convingerile mele despre ceilalți. Și atunci suntem dispuși să facem orice, atâta vreme cât nu trebuie să renunțăm la convingeri în fața dovezilor contradictorii. Dar în momentul în care tu ajungi la pasul 2 și recunoști că ai greșit, această recunoaștere a greșelii nu vine la pachet și cu o auto-învinovățire pentru că ai greșit? Atâta vreme cât factorul vinovăție își face simțită prezența, cum putem ajunge la pasul numărul 3? Exact. Și aici e utilă terapia. Pentru că într-un context terapeutic, terapeutul, psihologul, nu învinovățește. Deci el este pregătit, format, are formare într-o formă de terapie sau alta și este foarte atent să nu învinovățească clientul. Și în momentul în care își asumă ajutarea clientului cu problema responsabilității, oprește discuțiile despre cauze și despre vinovat și le duce înspre ok, hai să rezolvăm. Deci asta este ceea ce poate face terapeutul. Poate să mute atenția acolo unde se întâmplă schimbarea. În condițiile în care clientul, pacientul este obișnuit să caute vină, să se pedepsească sau să proiecteze în exterior această vină, să găsească, să aibă resentimente față de ceilalți care poate au greșit. Și atunci ce poate face terapeutul și poate alți oameni nu pot face într-un context personal, uman, obișnuit, este să oprească învinovățirea și condamnarea celorlalți, deci condamnarea sinelui sub forma vinei sau a celorlalți sub forma resentimentelor și răzbunării și să focuseze atenția către rezolvarea problemei, care este recunoașterea simplă a adevărului. Am greșit, m-am înșelat și realitatea arată altfel. Cum ar trebui să-și aleagă cineva psihologul sau psihoterapeutul? Pentru că e foarte posibil să mergi pe mâna unui nepregătit sau să-ți dezvălui intimitățile sau problemele grele în fața cuiva care, mă rog, poate nu are abilitatea reală să-ți reseteze softul sau să te ajute cu adevărat. Păi sigur că aici intuiția e cea mai bună și mai ales cât de confortabil te simți ca și client în fața unui terapeut să te deschizi și cât de liniștit sau împăcat sau câtă claritate ai după ședință. Și ce recomand eu este să nu rămân la primul terapeut pe care l-am găsit, că poate nu-i neapărat cea mai bună potrivire. De să fiu dispus să încerc mai multe versiuni și mai multe persoane pentru a vedea în ce context mă simt cel mai confortabil. Cu vulnerabilitatea pe care o presupune gestul ăsta de deschidere. Și sigur, de asemenea, ar fi foarte util, dacă pot, să văd dacă terapeutul înțelege
soluția la problema cu care mă confrunt, adică dacă și-o rezolvat-o pentru sine. Și asta e un lucru foarte important, pentru că deși merită uneori să acordăm încredere și celor care sunt începători, mai ales dacă ei sunt sinceri, dacă vrei maximul de eficiență, ar trebui să te ajute un psiholog care și-a rezolvat o problemă similară sau nu o are, astfel încât are și o experiență personală, nu numai una profesională cu problema respectivă. Asta, din punctul meu de vedere personal, cred că e cel mai important. Deci dacă eu nu mi-am rezolvat o problemă, nu aș putea să ajut pe tine să ți-o rezolvi. Hai să revenim puțin la vinovăție. Cum putem diminua amploarea junghiului acestui sentiment sau resentiment? Ce este vinovăția? Sentimentul de vinovăție sau emoția anumită vinovăție e un fel de consecință a judecății și pedepsei la care am fost supuși în formarea noastră, în familie, în școală, în societate. Deci atunci când un copil greșește și este pedepsit pentru că a greșit, pe lângă suferința fizică pe care poate o suportă dacă este lovit sau agresat fizic, există și o judecată implicită în pedeapsă. Pentru că una e să îți spun să-ți corectezi greșeala, dacă, de exemplu, fugeai prin casă neatent și ai spart o vază sau ceva. Una e să zic strânge ce ai spart sau, dacă e vorba de bani, să strângi banii și să-i plătești sau din alocație sau din ce venituri mai ai tu ca și copil. Și alta e să zic trebuie să fii pedepsit. Adică trebuie să suferi. Greșeala trebuie răscumpărată cu suferință. Și suferința asta este meritată, pentru că este ceva în neregulă cu tine pentru faptul că ai greșit. Da, și exact această pedeapsă și judecată implicită, uneori explicită, îți spun, ești rău, ești prost sau te judec într-un alt fel, alteori nu spun neapărat, dar prin faptul că trebuie să te pedepsesc, implicit asta înseamnă. Și asta creează asocierea dintre suferința judecății sau a violenței și judecată. Și asta o numim vinovăție. Deci ni se inoculează vinovăția? Da. Opinia mea este că este o emoție învățată prin socializare, prin această pedeapsă care este explicată ca fiind meritată. Deci nu vorbim despre situația unui copil care, să zicem, atinge o oală fierbinte și se arde. Aia nu este o pedeapsă. Dar dacă copilul atinge oala fierbinte, se arde și vine părintele și îi spune ești prost că ai pus mâna, aia este o pedeapsă. Da, deci implică o judecată și o personalizare a acestei pedepse. Nu e numai ceva ce ți se întâmplă din cauza mediului. Cum reacționează creierul unui copil când este făcut prost? Când se spune prostule? Păi, pentru că, problema e că părintele are o autoritate, nu? Care are mai multă putere decât copilul, are grijă de copil. Și copilul nu are încă niște convingeri care să-l apere de judecăți, deci cam crede ce îi se spune. Și dacă are o reacție de defensiv, de apărare, de opunere, are reacții de opunere pentru că crede ce spune părintele. Deci își formează o imagine de sine prin judecățile pe care noi le emitem la adresa lui. Deci el ajunge la concluzia că este defect, că este ceva în regulă cu el. Nu? Dacă merit să fiu pedepsit, nu trebuia să greșesc. Și asta se întâmplă într-un mod destul de sistematic, astfel încât noi, de fiecare când ne confruntăm cu o greșeală, ajungem în exact situația asta în care căutăm scuze, justificări sau încercăm să dăm vina pe altcineva, lucru care ne distrage infinit de la soluția, care de cele mai multe ori e foarte simplă și uneori anumite greșeli și probleme nici nu necesită o soluție, adică ai greșit, asta este, mergem mai departe. Dar rămânem cumva blocați în acest ciclu de vinovăție, învinovățire, sigur, dai vina pe altcineva, nici celălalt nu e confortabil cu vina, ți-o dă înapoi. Și asta e, de fapt, un conflict. Nu? Cine e de vină? Cine e vinovat? Nimeni nu vrea să-și asume vina, pentru că, sigur, în realitate, vina este o invenție. Nu există vină. Există responsabilitate și toți suntem responsabili de toate situațiile din jurul nostru. Când găsim un vinovat, noi încercăm cumva să adunăm toată responsabilitatea într-un singur punct și să spun, e la tine. Dar asta nu este adevărat, pentru că toți alegem să ne implicăm în situațiile sociale sau în diverse probleme, nu? Dacă avem un conflict în cuplu, de exemplu, deși poate unul dintre parteneri i s-a întâmplat ceva, să zicem, negativ, prin participarea la experiența în cuplu, este responsabil de ceea ce i s-a întâmplat, așa cum și celălalt care, nu știu, a făcut actul respectiv, este responsabil pentru ce a făcut.
Deci nu există un vinovat. Toți cei implicați sunt responsabili, cu grade diferite de responsabilitate. Sigur că aici nu e vorba de a da vina pe victimă, pentru că nu vorbim despre vină, vorbim despre responsabilitate. Deci dacă eu merg cu portofelul la vedere prin autobuz și cineva mi-l fură, evident că nu este vina mea. Nu? Din punct de vedere legal, este vina hoțului, dar responsabilitatea este a mea să-mi protejez bunurile, chiar dacă hoțul a furat, eu sunt responsabil să am grijă de bunurile mele. Și asuma responsabilitatea e ceea ce te și pregătește pentru situații astea extreme în care poate intențiile altora nu sunt cele mai... În relație de cuplu, din ce motiv partenerii își proiectează propria vinovăție și sentimentul de culpabilitate asupra celuilalt? Știe că e vinovat pentru că i s-a inoculat acest sentiment, dar încearcă să scotocească în sinele celuilalt și să găsească acolo butoane pe care să apese și să-l facă și pe celălalt să se simtă la fel de vinovat. Da, practic încearcă să scape de vină. Pentru că nouă nu ni se pare decât că singura opțiune este fie eu-s vinovat, fie tu. Deci dacă ceva negativ s-a întâmplat între noi, cineva trebuie să fie de vină. Da? Și el o să fie pedepsit, evident, și nu vreau să fiu eu, deci trebuie să fii tu. Dar în momentul în care mi-asum responsabilitatea, nu mai e vorba de pedeapsă, este vorba de corectare a unei greșeli. Dar asta ar însemna că noi ar trebui să fim pregătiți să ne recunoaștem greșeala și să avem exercițiu recunoașterii simple a greșelii, fără să fim pedepsiți. Deci poate într-o lume mai bună, în care cu toții am fi mai conștienți și ne-am crește copiii mai pregătiți pentru viață, adică i-am pregătit cu responsabilizare, nu cu pedeapsă pentru obediență, copiii ar putea spune foarte ușor, am greșit. Punct. Fără scuze, fără justificări, fără discuții ulterioare. Am greșit. Nu? Și după aia vedem care e greșeala. Și o corectăm. Ar fi foarte, foarte simplu. Dar asta însemna să ne asumăm cu toții responsabilitatea pentru ceea ce simțim și pentru situația în care ne-am adus. Și de aia, cumva, în terapie, merită să ne întoarcem din nou și din nou la singura treabă pe care o avem în această viață. Să ne găsim liniștea și locul care ne se potrivește. Și dacă nu avem liniște sau un loc plăcut, nu ne-am făcut treaba și este o greșeală. Atât. Nu-i nimeni de pedepsit, nu trebuie să sufere nimeni. Având în vedere că cei mai mulți dintre noi ne confruntăm cu această vinovăție de care nu putem să scăpăm foarte ușor, e paradoxal, dar nu poți să-ți găsești liniștea decât în măsura în care elimini veninul vinovăției din tine. Da, asta ar fi și atunci, neputând să elimini întreaga cantitate de otravă, deșeurile toxice din tine, înseamnă că nu poți să-ți găsești liniștea. Așa e. Deci, problema cu vina este că tentația noastră e să considerăm că este reală. Deci, este vina cuiva, da? Și deci, modul în care eu mă eliberez de vină este că o mut în altă parte. Da? Și așa o să vedem oamenii care se plâng foarte mult, da? Și care consideră că politicienii, că bărbații, că femeile, că minoritățile, că alții sunt responsabili pentru toate problemele și dificultățile cu care ne confruntăm. În realitate, vina nu este reală. Nu este vina nimănui. Și ceea ce disipă vina complet este iertarea. Nu? Pentru că în momentul în care un copil a greșit și îl considerăm vinovat, el trebuie pedepsit. Da? Dar dacă copilul este iertat, îl absolvim de pedeapsă. Nu mai este pedepsit. Sau ce faci cu un copil care a greșit? Îl lași numai așa în aer? Păi ce faci este că îl pui să corecteze. Deci noi în momentul în care copilul sparge vaza și noi îl pedepsim și zicem du-te la joacă, ce l-am învățat? Că dacă o greșește trebuie să sufere și după aia e liber. Dar asta este o lecție foarte proastă. De fapt, ce trebuie să facă el este, nu este vinovat, nu este nimic în neregulă cu el, ai spart, o strângi, faci curățenie, nu? Pui făraș, o strânge, poți să noi du-te la joacă. Nu trebuie să fii pedepsit, nu trebuie să fii judecat, corectezi greșeala, atâta tot. Aia trebuie să învețe, nu să sufere și după aia poate să repete din nou. Că așa învățăm atitudinea asta de autoflagelare, da? În care am greșit și mă duc și mă biciuiesc și mă critic și mă judec și după aia mă duc și o fac din nou. Deci e ca și cum cu suferința îmi cumpăr dreptul de a face din nou greșeala. Adică nu învăț. Bun. Teoretic sună bine, dar practic târâim vinovăția din fragedă copilărie. Corect, bun. Cum procedezi ca să poți să integrezi ceea ce tocmai ai spus tu?
Deci sunt niște conștientizări care nu pot să fie integrate prin prisma faptului că intervine trauma din trecut, copilul interior sau fantoma care blochează tranzitul către liniște. Cum? Care-i, în opinia ta, care e soluția ca să poți să integrezi? Păi aici cuvântul care ne duce în direcția potrivită este iertare, care este anularea vinei. Deci nu este de scos, de exorcizat, de mutat în altă parte. Este pur și simplu anularea vinei. Ești iertat. Da, și asta poate fi făcută de către terapeut într-un cadru formal și de către sine cu exerciții de diverse naturi în care pot să îți dai seama că tot ceea ce noi ne atribuim nouă ca vină sau celorlalți este de fapt un proces inconștient moștenit de la părinți, care l-au moștenit de la părinții lor și care se întinde așa pe generații. Asta e trauma transgenerațională, îi spunem. Care în realitate pur și simplu inconștiența transmisă mai departe prin exemplu. Noi preluăm obiceiurile părinților noștri și dacă nu ne dăm seama că sunt toxice, le transmitem mai departe fără să ne propunem asta. Și asta e aspectul care se cere înțeles. Ai trecut peste legăturile transgeneraționale foarte ușor și se pare că le minimizezi. Păi nu, dar eu din nou, mut atenția de la cauze și de la Da, cauzele explicații. Astea au ghearele foarte ascuțite și foarte profunde. Dar eu mut atenția la corectare. Deci ce e important de observat e că ego-ul nostru nu vrea să se schimbe. Deci există o rezistență care spune, no, bine, bine, înțeleg eu că soluția e acolo, dar hai totuși să vorbim despre cauză, hai să înțelegem mai mult. Și asta e mai degrabă diversiune. Deci asta sugerez că e foarte important. Diversiunea asta cu cauze și vinovat, fie că e vorba despre cauze, fie că e vorba despre vină, nu rezolvă nimic. Putem să discutăm de dragul discuției, dar ceea ce e eficient în terapie este când reducem suferința. Și suferința se reduce atunci când corectăm eroarea, convingerea eronată despre sine sau despre ceilalți. Sigur că, istoric, nu, sclavia era legală, foarte multe din atitudinile noastre față de ceilalți oameni sunt bazate pe control, pe manipulare. Deci, clar că asta are o cauză, probabil foarte, foarte veche. Important e să recunoaștem că, de exemplu, manipula o persoană nu face decât să semene neîncredere și îndepărtare și să corectez, adică să mă opresc. O înțelegere poate fi un demers științific, poate să fie un demers literar, dar terapeutic, corectarea e ceea ce ajută. Tu sugerezi că ar trebui să trecem foarte ușor peste cauze. Vezi, eu mă ancorez în cauze. Sigur, dar dacă nu înțelegi cauza, cum poți să, dacă nu știi ce boală ai, cum știi ce pastilă să iei? Dacă nu te focusezi și pe cauză, să te întorci în trecut, să calculezi care e impactul loviturilor traumatice asupra prezentului. Măi, cum poți? Că tu le-ai pus pe, da, domnule, asta s-a întâmplat în trecut, să ne focusăm pe tratament sau pe, cum ai spus tu, pe iertare. Cum poți, fără să cercetezi ceea ce s-a întâmplat în trecut, să rezolvi ceea ce trăiești în prezent? Păi, problema se manifestă în prezent, deci și numai aici poate fi rezolvată. Există o utilitate în a ne uita în trecut, mai ales pentru a-i absolvi de vină și pe cei dinaintea noastră, nu? Care și au preluat și au transmis mai departe aceleași convingeri false despre relații, despre iubire, despre familie, despre multe altele. Deci, merită să înțelegem că nu este vina nimănui și poate pentru asta merită să ne uităm și în trecut, pentru a ierta și pe cei dinaintea noastră. Dar soluția nu poate să fie în trecut. Trecutul este scris și nu mai poate fi schimbat. Deci soluția este corectarea convingerii. Dar aici asigur că este această rezistență în care nu vreau să renunț la asta. Eu consider că familia trebuie să fie așa. Și când văd că nu e așa, nu, că n-am îndeplinit criteriile pe baza cărora eu consider că asta e, așa trebuie să fie, asta e condiționarea, asta e partea inconștientă, apare conflictul. Și zic, nu, mă încăpățânez să cred că lucrurile trebuie să fie așa. Și tu trebuie să te comporți conform cu așteptările mele. Deși, nu, n-ai cu cine, omul e altcineva, vrea altceva, simte altceva. Este bine să recapitulăm traumele din viața noastră? Să efectiv să le scriem pe o hârtie. Ce ni s-a întâmplat în viață? Da, atâta vreme cât ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce simțim și pentru situația în care ne-am adus. Chiar dacă traumele sunt cele care contribuie la unele din deciziile noastre proaste prin care ne-am adus în situația suferinței, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru suferință ca să putem face ceva de a o schimba. Pentru că dacă spunem totul este numai vina traumelor, mi-am luat toată puterea. Da? Pentru că traumele trebuie să dispară ca eu să fiu ok sau ceilalți trebuie să se schimbe ca mie să-mi fie bine. Asta e problema cu
cu mutarea vinei în exterior, că îmi iau toată puterea. La fel, dacă mut vina în interior, nu fac decât să mă autoflagelez. Soluția este să-mi asum responsabilitatea. Atâta tot. Chiar dacă eu n-am stricat, e treaba mea să repar. Atâta tot. Și e focusul pe a repara inclusiv ceea ce mi s-a transmis prin traume, prin relațiile disfuncționale din familie, părinți, bunici și așa mai departe. Eu insist totuși că nu e responsabilitatea noastră pentru traumele pe care ne le-au făcut părinții, bunicii, prietenii și așa mai departe, pentru că softul nu l-am instalat noi, softul l-am instalat ei. Responsabilitatea noastră e să ne canalizăm toată energia ca să putem să reparăm ceea ce au distrus ceilalți. Nu ar trebui să-și asume responsabilitatea, de pildă, părinții în fața noastră pentru ceea ce ne-au pricinuit? Sau cineva ne-a rănit. Nu crezi că se poate repara o defecțiune prin recunoaștere? Nu, pentru că, de fapt, noi ne rănim singuri prin faptul că ne agățăm de convingeri neadevărate. Asta e responsabilitatea. Dacă eu sunt responsabil pentru ceea ce simt... Pe cum ne rănim noi singuri? Stai puțin. Da, într-adevăr, în cea mai mare doză ne rănim singuri, dar mai sunt și alți oameni care ne rănesc. Și ne întoarcem la primul pas. Primul pas este, e treaba mea să-mi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. Dacă eu sufăr, eu am greșit. Care este greșeala? Am crezut ceva neadevărat. Sigur că alții m-au mințit, dar eu am crezut. Și singurul mod în care pot să corectez greșeala mea, că am crezut ceva neadevărat, este să recunosc adevărul. Chiar dacă alții m-au mințit. Înțelegi cum, asumându-mi responsabilitatea pentru suferință, pot să corectez greșelile altora. Prin faptul că îmi dau seama că eu cred un lucru. Te-am crezut când m-ai mințit, acum ați dezamăgit și sufăr, dar prin faptul că mă dezamăgesc, adică renunț la amăgire, recunosc adevărul, tu poți să continui să mă minți și eu să nu mai am o problemă, pentru că îmi dau seama, a, uite, mă minte, a, nu-l mai cred. Și problema s-a rezolvat. Dar dacă mi-asum responsabilitatea, dacă eu tot aștept ca tu să-mi spui adevărul sau să te schimbi sau să devii o persoană mai bună, îmi perpetuez suferința, nu? Pentru că numai tu poți să faci ceva ca să treacă. Deci procesul ăsta de victimizare sau de a pasa responsabilitatea îmi perpetuează suferința și incapacitatea de a mă ajuta. Și până nu îmi asum completa responsabilitate pentru ceea ce simt și pentru situația în care m-am adus, nu se poate schimba nimic. Deci de-aia e foarte important să ne întoarcem continuu la primul pas. Tentația va fi, dar nu-s ceilalți de vină, dar nu-s eu de vină, dar cum s-a ajuns aici? Dacă... Măi, înapoi, e treaba mea să mă simt bine și să-mi găsesc un loc care mi se potrivește. Dacă sufăr, nu mi-am făcut treaba, hai să vedem unde am greșit, hai să corectăm, după aia mergem acasă. Poți să dai un exemplu din relații, cum poți să fii responsabil cu adevărat într-o relație de cuplu? Pot să dau un exemplu cu care probabil foarte multă lume s-a confruntat. Există un punct în relație în care unul dintre parteneri spune te iubesc. Da? Deci îl considerăm o etapă importantă. Da? Și dacă celălalt nu răspunde cu te iubesc, considerăm că am fost răniți, da? Sau suntem dezamăgiți, apare suferința. Da? În contextul în care eu nu mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce simt, adică nu îmi dau seama că e treaba mea să-mi găsesc liniștea, o să zic, păi eu sufăr pentru că eu ți-am zis te iubesc și tu nu ai zis. Nu? Și atunci soluția ar fi tu să zici te iubesc. Dar asta acum, până la urmă, e o chestie de cuvinte. Deci nu prea are vreo legătură cu ceva real. În momentul în care mi-asum responsabilitatea că, de fapt, m-am așteptat să-mi zici și poate motivul pentru care am zis te iubesc este ca să aud cuvântul te iubesc, căruia îi dau semnificații foarte mari în mintea mea, îmi dau seama că nu-i cazul și că omul nu simte, din orice motiv, să spună acest lucru. Deci, ce fac prin asumarea responsabilității e că mă întorc întotdeauna spre adevăr. Și de fiecare dată când accept adevărul, apare senzația de liniște, de împăcare, de claritate. Asta este semnul că, într-adevăr, am ajuns la adevăr. Și asta e direcția asumării responsabilității. Tot timpul mă face să aflu adevărul despre ceilalți. Cum ar fi dacă în momentul în care, și despre mine însumi, cum ar fi dacă în momentul în care cineva spune te iubesc, celălalt să răspundă sincer, complet sincer. Ar fi destul de neobișnuit, nu? Să spunem, văd că îmi spui asta și îmi dau seama că îți dorești să spun și eu, dar în loc numai să zic cuvintele ca să închei subiectul, vreau să fiu sincer cu tine. Vreau să-ți spun că nu știu dacă te iubesc. Nu știu dacă știu ce e iubire. Nu știu dacă ai iubit vreodată. Cum îți dai seama dacă iubești sau nu iubești? Așa că o să spun că nu știu. Și, nu, dacă răspunsul ăsta te dezamăgește, e mai bine să știi adevărul decât să îți spun un lucru care după aia să te facă să te inducă în eroare. No, genul ăsta de sinceritate nu este foarte plăcută, sigur, pentru că îți
contestă convingerile despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile într-o relație. Convingerile mele preferate despre relație. Însă adevărul ne conectează. Adică chiar vrei să știi cine sunt și ce simt? Sau e numai o poveste pe care vrei să o repet ca să poți să-ți confirmi că povestea ta e adevărată? Pentru că dacă îți confirm acum povestea și zici da, așa e, s-a întâmplat ce trebuia, ai zis cuvântul exact cum trebuie la momentul care trebuie, o să fie alte momente în care poate nu cădem de acord sau există neînțelegeri și asta intră iar în conflict cu povestea mea despre iubire și ai zis că mă iubești și mă așteptam să nu știu ce. Deci cumva, de fiecare dată când mint sau confirm ceva ce nu e adevărat, ca să evit un conflict, nu fac decât să amân și să perpetuez suferința. Pentru că îi confirm convingerea celuilalt și el va considera că în momentul în care nu eu mai confirm, eu am greșit. De fapt, în momentul în care i-am spus ceea ce vrea să audă, deși nu era adevărat, am greșit. Nu în momentul în care o aflat adevărul. Deci noi spunem niște lucruri și după aia când nu se adeveresc, suntem trași la răspundere că nu ne-am comportat conform cu ce am mințit. Dar soluția este să spui adevărul, nu să te prefaci convingător. De ce soluția este să spui adevărul când poți să nu spui nimic? Dacă nu spui nimic, este egal cu a fi cinstit? Păi, o minciună prin... Dacă nu dai raportul? Nu trebuie să dai raportul, dar dacă adevărul pe care îl evit te afectează în mod direct, atunci este o minciună prin omisiune. Sigur că eu nu sunt obligat să-ți dau detalii despre viața personală și dacă mă întrebăm, Vlad, care e pinul de la card, nu sunt obligat să-ți spun. Dar pot să fiu sincer să spun, mai nu sunt confortabil să-ți dezvălui informația asta. Asta e sinceritatea, nu înseamnă că trebuie să-ți zic numerele. Înseamnă doar că, nu mă simt confortabil să zic. Și ăsta e adevărul. Deci adevărul se referă la ceea ce simt că e adevărat. Și uneori, cel mai adevărat lucru, sau am putea spune primul adevăr disponibil, întotdeauna, este nu știu. Nu știu care e adevărul. Nu, asta tot timpul e adevărat. Și dacă recunoști că nu știi care e adevărul, o să vezi că se întâmplă ceva în interior și s-ar putea să afli mai multe despre adevăr. Adică în momentul în care recunoști adevărul, adevărul este lăsat să se schimbe. Dacă nu este recunoscut, rămâne așa ca un fel de blocaj. Și ceilalți simt resentimente, deși că intuiesc că ceva nu e în regulă, eu continui să mă prefac și conflictul se perpetuează. Am solicitat întrebări de la cei care mă urmăresc. Le-am spus că urmează să mă întâlnesc cu un psiholog foarte bun, iar unul dintre ei mi-a spus o poveste destul de interesantă pe care vreau să o împărtășesc cu tine și să încercăm să găsim remedii. Mi-a spus în felul următor, că este într-o relație și că i-a spus prietenei sale că nu se va putea stăpâni să nu facă sex și cu alte femei. Prietena lui, după ce a trecut o perioadă de timp, a spus că este un trădător și, deși a acceptat în prima fază, ulterior a spus că nu poate să ducă povara acestei umilințe și că corect ar fi fost să se ascundă mai bine dacă ar fi ieșit cu alte femei. Da, aici de cele mai multe ori conflictele în cuplu sunt despre convingerile noastre preferate despre viață, despre celălalt, despre relații, despre partener, despre ce înseamnă pentru partener. Nu? Și mergem foarte departe pentru a ne păstra aceste convingeri, deși dovezile sunt contradictorii. Eu aici ce aș face, i-aș lua individual și le-aș spune fiecăruia, e treaba ta să-ți găsești liniștea și locul care ți se potrivește. Dacă suferi sau ești într-o situație neplăcută, tu ai greșit. Nu celălalt. Tu ai greșit. Tu ești responsabil de treaba asta. Și dacă te-au mințit, tu ești responsabil că l-ai crezut. Deci nu pot să cred că voi merge înainte când continui să pasezi vina, da? Ca un joc de tenis. Asta nu este o situație care rezolvă ceva. Asumarea responsabilității pentru faptul că m-am înșelat în legătură cu ce credeam că e adevărat, îmi permite să iau decizii în cunoștință de cauză. Deci nu-i vina nimănui. Sigur că oamenii mint, alții cer să fie mințiți și așa un fel de colaborare bolnavă, inconștientă între cei care se plâng că sunt mințiți și cei care mint în condițiile în care continuă relația. Nu? Deci dacă te acuz că ești incorrect și continui să relaționezi, nu mă deranjează incorectitudinea așa mult. Nu? Deci aici eu tocmai această neasumare a responsabilității mă face să tot persist și să aștept să se schimbe ceva ce nu are de gând să se schimbe. Deci sfatul meu ar fi să fiți sinceri până la capăt,
ca să vă găsiți parteneri compatibili. Și cu cât ai mai mult curaj în direcția asta, cu atât eviți dezamăgiri și răniri ulterioare care se întâmplă în momentul în care adevărul iese la suprafață. Problema e că terenul relațional contemporan este extrem de încărcat cu povești, cu perspective romanțate și idealizate și imature despre relații. Noi nu vrem adevărul. Noi vrem să ni se confirme importanța. Noi vrem să ne simțim special, deosebiți, să fim prețuiți la maxim și nu tot timpul acest lucru este posibil. Și ce se întâmplă în care nu este posibil? Continui să mă mint sau recunosc adevărul? Dar asta e discuție care deja merge în profunzime și care atacă poate cele mai intime convingeri care se demonstrează că sunt eronate. Asta e suferința, ne arată că ne-am înșelat. Lucrurile nu stau așa cum credeam. Și până nu ne asumăm responsabilitatea, nu o să facem decât să repetăm greșeala. Pentru că corecția este recunoașterea adevărului și dacă nu recunoști adevărul, te vei confrunta cu aceeași situație și vei suferi din nou și din nou, va fi exact aceeași problemă, pentru că nu ai înfăptuit corecția. Nu ai renunțat la convingere și nu ai acceptat adevărul. Și te vei lovi în continuare, nu în fiecare relație, cu exact aceeași situație, cu exact aceeași problemă, până când vei recunoaște adevărul. Cum recunoști compatibilitatea între două persoane? Cum le identifici dacă vezi într-o baie de mulțime mai multe cupluri? Păi, oamenii care ajung împreună, de cele mai multe ori au un nivel similar de maturitate. Că au nevoie să se completeze împreună în procesul ăsta de învățare, care este interacțiunea în cuplu, care ne provoacă la nivelele cele mai profunde. Deci, ca să completez cu ce am început, tehnica de asumare a responsabilității este începutul procesului de maturizare. Nu înseamnă că atunci se încheie, atunci începe. Atunci încep să învăț din experiență. Până în punctul ăla, voi repeta greșelile până când îmi asum responsabilitatea. Și în momentul ăla încep să mă maturizez. Problema compatibilității e, de fapt, problema maturizării, mai ales în condițiile în care unul dintre parteneri face pași în a-și asuma responsabilitatea și recunoaște adevărul, crește la un nivel de maturizare mai mare. Și asta poate să devină o problemă de compatibilitate în care nu mai suntem la același nivel și dacă celălalt nu face același pas de maturizare, nu mai suntem compatibili și atunci cuplul se desparte. Crezi că e prima fisură în momentul în care unul dintre parteneri dobândește mai multă înțelegere? Devine mai conștient? Asta ar fi cazul fericit. Însă oamenii pot să se încheie o relație și din motive superficiale care n-au nicio legătură cu adevărul, mai ales în condițiile în care vor să își păstreze convingerile false. Și asta înseamnă că schimb partenerul cu cineva nou, astfel încât pot să-mi proiectez asupra lui aceleași idei, pentru că n-am încă experiența care să-mi arate cine este cu adevărat. Deci, cumva, mulți oameni intră în relații din astea seriale în care au exact aceeași problemă, se confruntă cu aceeași situație, pentru că nu-și asumă responsabilitatea, nu învață nimic și poate la un moment dat se resemnează și spun ok, nu mai vreau să iau de la început și atunci rămân cu omul ăsta. Dar asta nu e nici pe departe o relație care să te maturizeze sau care să crească odată cu tine. E numai mai degrabă așa o resemnare în autoiluzionare. Și asta e o situație mult mai des întâlnită decât recunoaștem noi. Ce înseamnă să fii asumat relația de cuplu? Păi dacă îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce simți și pentru situația în care te-ai adus, nu te plângi, nu reproșezi, nu te victimizezi, nu ameninți, nu te răzbuni, ci îți iei deciziile cu demnitate, ești transparent și sincer de la început, orice greșeală ți-o recunoști simplu, fără să cauți scuze sau vinovați. Deci cumva discuțiile sunt foarte simple și nu ești prins în ping-pongul vinovăției. Și asta înseamnă că cauți liniștea voluntar. Cumva oamenii care ajung la psiholog deja își dau seama că ceva nu e în regulă și există o anumită asumare, nu? Că de-aia zic, vin la psiholog să văd ce nu merge bine și probabil că contribui la problema cu care mă confrunt, nu? Că de-aia caut un psiholog, că dacă n-ar fi deloc nimic cauzat de mine, atunci n-are sens să mă uit în interior. De ce posesivitatea este o cangrenă atât de
inflamată și atât de adânc înrădăcinată în noi? De ce vrem să posedăm? De ce vrem să controlăm? Păi asta e, din păcate, o convingere foarte, foarte veche. Convingerea că o ființă umană îți aparține. Ceea ce implică că acea ființă nu este stăpân pe propriul corp, pe propriul timp și pe propriile alegeri. Această convingere este foarte adâncă și începe mai ales în momentul angajamentului. De asta ne este frică de angajament. Pentru că înțelegem sau intuim că nu ne mai aparținem. Nu? Nu mai sunt al meu. Nu mai decid singur ce fac cu corpul și cu timpul meu. Însă am vrea să avem o influență sau o control asupra deciziilor partenerului despre ce face cu corpul și cu timpul său. Deci, deși ne este frică de a nu ne mai aparține, am vrea ca partenerul să ne aparțină. Și asta e conflictul. Nu poți să te eliberezi doar pe tine. Sau suntem amândoi liberi, sau nu este niciunul liber. De ce, cu toate astea, unul dintre parteneri își dorește să fie posedat de către celălalt? Să fie în posesia celuilalt? Să fie încarcerat în această pivniță relațională? Cauzele și motivațiile inconștiente sunt foarte stufoase și poate fi săpat foarte mult în inconștientul uman. Însă preocuparea mea este cu a ieși la suprafață. Și de aia spun că a corecta... Tu nu vrei să dai vina. Nu doresc și nu cred că e util pe termen lung. Poate fi interesant, dar nu este terapeutic. Și este tot parte din diversiune. Mai important ar fi să corectăm eroarea. Mai important ar fi să ne eliberăm decât să analizăm cauzele înlănțuirii. Și atunci, care e motivul pentru care din ce în ce mai mulți psihoterapeuți, și aici să-l precizez din nou pe Mouza Nabati, un psiholog iranian care locuiește la Lyon și care spune că fantoma trecutului efectiv ne bântuie viața, fantoma copilului interior ne copleșește și atâta vreme cât nu facem pace cu acest demon interior cu o putere extraordinară, nu ne putem liniști. Așa e. Eu aș operaționaliza acest demon sau l-aș concretiza în emoțiile de vinovăție și rușine, în care considerăm că există un presupus defect sau o inferioritate sau o lipsă care se presupune că poate fi compensată cu ceva care este adăugat. Dar nu poți face pace doar prin conștientizare. Prin iertare poți să faci pace. Deci, și în momentul în care conștientizezi că iertarea îi leacu, tot nu ajungi la pace. Da, ok. În momentul ăsta sunt de acord cu tine și înțelegem cu toți în echipă că iertarea și să nu te mai autoflagelezi, să nu te mai învinovățești, să fii responsabil. Ok, astea sunt leacuri. Corect? De ce nu integrăm pe toate conștientizările acestea? Că nu vine pacea odată ce le-am afișat. Pentru că suntem identificați cu fie cu suferința, și asta e cazul celor care... Nu mai identificați, suntem scurt-circuitați. Adică e sistemul nostru nervos. Nu. Deci ne identificăm fie cu suferința, cu lipsul, cu defectul, cu vinovăția, cu rușinea, fie dacă am devenit eficienți în a o compensa prin merit sau mândrie, putem să devenim identificați cu aparenta soluție, care e de fapt compensarea problemei. Însă de fiecare dată când compensez vina cu merit, da, încerc să-mi răscumpăr vina cu a face bine, de exemplu, nu fac decât să confirm că este o vină care trebuie compensată. De aia soluția nu este compensarea de a face fapte bune cu care să compensez vina, ci de a ierta vina, de a anula presupusul gol, adică ne da seama că nu este nimic în regulă cu noi, că nimeni nu este vinovat. Pentru că dacă eu cred că sunt vinovat și încerc să răscumpăr păcatele cu autoflagelare pedeapsă sau cu a face bine altora, nu fac decât să-mi perpetuez acea inconștiență, acea vinovăție. Dacă am plătit bani la biserică și mi-au scumpărat păcatele, pot să continui să le fac. Nu? Și atunci perpetuăm ciclul ăsta.
Pentru că suntem identificați cu El. Cine sunt eu fără suferință? Cine sunt eu fără traumă? Cine sunt eu fără identitatea celui care a învins, nu? Am ajuns dintr-un nimeni în cineva special, deosebit, superior, nu? Dacă toată povestea asta cade, nu? Pentru că odată cu vina cade și meritul, odată cu rușinea cade și mândria, înseamnă că toți suntem ok. Nu? Și... Și atunci nu mai avem motive ca să facem podcasturi. Mergem și ne bucurăm de viață. Și ne râdem și ne jucăm și ne lăsăm mișcați de voioșie, în loc să încercăm să ne compensăm presupusul defect sau presupusul lipsă. Dar cum putem să onorăm clipa prezentă? Păi nu putem să onorăm clipa prezentă când acționăm dintr-o imagine trecută a sinelui. Putem onora, deci clipa prezentă e foarte simplu de onorat și copiii o fac în mod natural, pentru că ei încă nu sunt complet condiționați cu vinovăție și cu meritul care ar fi soluția ipotetică la vinovăție. Deci, eliberându-ne de aceste extreme, ceea ce rămâne este bucuria naturală de a fi viu, cu toate oportunitățile și prosperitatea de care ne putem bucura în viața asta, cu sănătatea, echilibru, joaca, pasiunea. Deci nu mai vine acțiunea ca o compensare a unei lipse, ci este exprimarea bucuriei de a fi viu. Și este mult mai natural și mult mai plăcut, se simte mai mult ca o joacă decât ca o muncă. Crezi că vrem să facem bani ca să mai ștergem din softul vinovăției? Da. Cred că mult din preocuparea noastră pentru succes, pentru aspect fizic, pentru bani, pentru educație, vine din dorința de a compensa un presupus, o presupusă vină sau o presupusă rușine, da? Ceea ce nu face decât să confirme că rușinea și vinovăția erau reale. De aia nu funcționează. Ne este rușine de noi sau cu noi? Rușinea este efectul disprețului. Când copilul greșește sau face ceva nepotrivit și este disprețuit de părinte, el interiorizează disprețul părintelui și devine propriul dispreț față de acel lucru care a fost disprețuit. Asta e rușinea. Rușinea implică și dispreț. Și de aia, în momentul în care renunț la mă disprețui, există șansa să mă eliberez de rușine. Dar seama, ăsta sunt. Da? Atâta se poate. Suntem oameni. Cum asociezi în relație de cuplu rușinea cu vinovăția și cu gelozia? Ce înseamnă să fii gelos? Gelozia implică resentimente. Convingere că celălalt nu și-a făcut treaba de a confirma idealul sau idealizarea relației așa cum o descriem în minte, așteptările noastre, convingerile noastre despre relații. Și din nou implică căutarea unui vinovat. Da? Asta sunt resentimentele, asta e geluzia. E vina ta că nu s-a întâmplat ceea ce trebuia. Asumarea responsabilității face să găsesc adevărul atât despre mine, cât și despre partener, cât și despre relația noastră. Dar înseamnă să am mintea deschisă. Deci ca să pot să accept adevărul, trebuie să recunosc că nu știu care e adevărul. Și asta este recunoașterea greșelii. Credeam un lucru, se pare că nu ăsta e adevărul. Hai să vedem care e adevărul. Dar implică să am mintea deschisă, să recunosc că nu știu și să fiu dispus să aflu ceva nou. Când observi că un partener încearcă să te manipuleze, care trebuie să fie prima reacție? Păi în momentul în care mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce simt, sigur, caut adevărul și dacă nu-mi place situația în care mă aflu, e treaba mea să mă pun într-o situație care mi se potrivește. Deci nu reproșez și nu dau vina pe partener pentru că mă manipulează, ci încerc să-mi fac un loc în care să mă simt liniștit și împăcat, fie că asta e în compania partenerului, în compania altui partener sau singur. Deci nu mă plâng. A te plânge nu face decât să perpetueze ciclul ăsta al pasării vinei de la unul la cel și nu rezolvă nimic. Cum diminuăm efectele terifiante ale virusului victimizării, ale smiorcăitului? Mulți dintre cei care ne urmăresc vor soluții practice, vor metode, vor exerciții, de aceea te întreb.
Cel mai important lucru, și dacă cu atâta rămânem după discuția asta, ar fi foarte, foarte valoros, este să ne recunoaștem corect greșeala. Asta este un exercițiu care trebuie practicat, asemenea unor mușchi pe care ne antrenăm. Și implică să spun simplu și direct, am greșit, fără a da explicații și fără a căuta un vinovat. Putem începe asta inclusiv intenționat. Pot să spun un lucru intenționat greșit și în momentul următor să spun, a nu, am greșit și să-l corectez. Exercițiul ăsta de a recunoaște cu banalitate faptul că am greșit și de a corecta imediat greșeala, erodează din vinovăție și îmi dă șansa să mă iert pentru greșeală și să aplic corecția imediat, fără distrageri și diversiuni inutile. Deci, din nou, spun ceva, am greșit, ăsta e adevărul, trec mai departe. Asta e un exercițiu care trebuie aplicat și pe măsură ce devin confortabil cu a recunoaște că am greșit, pot să extind și la greșeli care nu au fost intenționate. Nu? Înțeleg că firul care leagă toată povestea este asumarea responsabilității. Să decizi că tu ești responsabil. Pentru ceea ce simți și pentru situația în care te-ai adus, specific despre asta e vorba. Subliniem. Cum iei o decizie în mod corect? Dincolo de deciziile care au un aspect așa, să zicem, mai matematic, da, care pot fi înlocuite de un software, să zicem, celelalte decizii mai degrabă sunt probleme de natură intuitivă, aș spune. Adică nu am așa mult de decis cât am de recunoscut adevărul. Adevărul a ceea ce simt. Și în momentul în care sunt sincer, o să recunosc că nu știu ce să fac. Cu alte cuvinte, decizia nu s-a produs. În momentul în care cu adevărat știi ce ai de făcut, în care efectiv te ridici și spui clar ce am de făcut, atunci s-a luat decizia. În momentul în care încă compar alternative și nu simt că una dintre ele este evident cea mai bună, decizia nu s-a produs. Și în condițiile astea, tot ce am de făcut este să recunosc că nu știu ce să fac și preocuparea mea ar trebui să fie să mă documentez, să adun mai multe informații, să încerc lucruri noi, până când devine clar. Deci ceea ce merită să caut este senzația de claritate în care nu mai am niciun dubiu. Dacă nu poți să iei o decizie și ești contra cronometru, trebuie să decizi. Asta se întâmplă adesea în viața unui om de afaceri. Trebuie să iei o decizie, nu ai timp la dispoziție să treci prin experiențe care costă timp. Trebuie să iei decizii și ești pe marginea propastiei. Nu, acum, eu nu pot să dau sfaturi de afaceri. Dar nu are legătură cu... Nu, dar eu vreau să dau sfaturi. Stai că trecem și la business. Vreau să dau sfaturi despre liniște interioară. Și consider, din experiență, că cele mai bune decizii se iau cu... în momente de claritate, adică decizia s-o luat când ai claritatea. Dacă nu ai claritatea, eu nu aș lua decizia. Eu ce aș face în momentul în care cineva mă presează este a-ți lăsa lucrurile să decurgă de la sine. Deci nu pot să iau o decizie, nu am destule date, prima decizie care pică din cauza presiunii timpului este eliminată. Și va rămâne decizia ultimă. Pentru că tocmai ai luat o decizie, nu iau nicio decizie. Da. Adică deci prima decizie se nu nicio decizie. Da, adică nu pot să-mi asum o decizie cu datele pe care le am. Este doar o recunoaștere a adevărului. Și am nevoie de mai mult timp. Păi nu că dacă mai așteptăm, atunci dealul ăsta se încheie. Fie. Deci asta ar fi asumarea și implică și o anumită încredere în viață. Nu? Am zis că trecem și la business, că avem foarte mulți pretendenți la statutul de antreprenor sau antreprenori cu ștate vechi. De ce crezi că tot mai mulți antreprenori se îmbolnăvesc? De stres, de griji, probleme și așa mai departe. Totuși au ajuns la un statut social, au bani și unii o iau razna, alții se îmbolnăvesc, ba de inimă, ba de alte boli. Sigur că pot fi foarte multe cauze și sigur și medicale și genetice și așa mai departe. Psihologic vorbind. Psihologic, stresul sau rezistența asta, împotrivirea care ne erodează energia vitală, este tot o parte din acest mecanism al vinovăției și a încercării de a o compensa prin merit, prin succes. De asemenea, implică și o anumită dinamică de
a începe cu o proiecție mentală, cu un plan de care mă atașez foarte mult. Planul în sine nu e o problemă, dar atașamentul de un plan creează stresul și frica că îmi ratez îndeplinirea planului sau eșuez în ceea ce mi-am propus. Lipsa de flexibilitate a planului e ceea ce mă face să mă împotrivesc cursului natural al afacerii. S-ar putea să nu se întâmple ce îmi închipui eu, s-ar putea să nu fie calea către profit așa cum mi-am închipuit-o. Și dacă am o atitudine de integritate, și asta e sugestia mea pentru cei care vor să facă antreprenoriat și să nu clachez din cauza stresului, este să aibă integritate, adică să se asigure că își antrenează capacitatea de a oferi servicii și produse utile clienților lor, de să se ocupe de calitate și mai puțin de marketing și imagine, pentru că preocuparea cu marketingul și imaginea excesivă creează acest overpromise and underdeliver. Deci creăm niște așteptări foarte mari și după aia ne stresăm foarte mult pentru că nu suntem siguri că le putem îndeplini. Și diferența asta dintre imagine și realitate e ceea ce creează majoritatea stresului și în viața personală și în viața profesională. Crezi că marketingul făcut în exces te poate afecta ca antreprenor? Adică îți umflă propria imagine de sine? Da, și pe termen scurt e foarte eficient. De-aia suntem tentați să îl utilizăm mai mult decât alte preocupări care cresc afacerea mai încet. Deci o investiție așa foarte mare în aparențe aduce poate un profit imediat, dar pe termen lung calitatea serviciilor și produselor, cum se va vedea? Și în cele drumă ne vom confrunta cu adevărul a ceea ce avem de oferit. Și de-aia consider că marketingul e unealtă absolut necesară, dar nu poate să fie prioritară, nu poate asta să fie ceea ce îmi duce compania mai departe, pentru că mă bazez numai pe imagine. Servicii, produs, management, resurse umane, toate sunt la un loc. Vorbeai mai înainte de energie vitală și eu ca antreprenor mă gândeam că trebuie să descoperim acea, metaforic vorbind, comoară ascunsă în noi și energia vitală. Cum descoperim acest nucleu? Deci noi suntem sfânt în noi. Deci noi suntem energia vitală. Așa ne naștem. Copiii au o energie și o bucurie necondiționată. Ei se joacă cu un băț, cu ce au la dispoziție și de aia ne și plac așa mult copiii și animalele de companie, pentru că au această energie vitală necompromisă de imagine, îndoială, rușine, vinovăție și încercarea de a le compensa prin merit, mândrie, succes social în ochii celorlalți. Deci ei nu sunt preocupați de imagine, cel puțin până la o vârstă. Sunt foarte naturali și ne și plac foarte mult. Ne aduc aminte de noi când eram mici. Deci modul în care noi putem să eliberăm această energie vitală este tocmai de a anula vinovăția prin iertare, de a recunoaște greșeala de a că am crezut ceva neadevărat și de a ne corecta recunoscând adevărul. Deci toate aceste tehnici pe care le recomand, mai ales asumarea responsabilității pentru ceea ce simțim și pentru situația în care ne-am adus, simplifică convingerile și asta ne aduce mai mult și mai mult în prezent. Și în prezent lucrurile sunt foarte simple. Faci ce simți în funcție de ceea ce este disponibil și posibil. Deci a ne întoarce la această simplitate a copilului, însă cu înțelegerea și înțelepciunea adultului care valorizează această simplitate, este de fapt misiunea noastră în această viață. Copilul este fericit și nu știe că este fericit. De-aia o și pierde așa ușor când este judecat, criticat, învinovățit, făcut să se simtă rușinat. În viața de adult, noi avem șansa să ne întoarcem la acea simplitate, la acea fericire, cu înțelegerea că asta este natura noastră reală și merită protejată de influențele care să ne distragă de la ceea ce e important. Vlade, cu responsabilitate și asumare, îți mărturisesc că sunt onorat că ai fost prezent la mine la Mandachi Television și m-ai ajutat foarte mult și sunt convins că i-ai ajutat și pe cei care ne-au urmărit. Îți mulțumesc din suflet. Cu tot dragul.